Vă salut, prieteni! Sunt Claudia și vă mulțumesc că sunteți alături de mine și astăzi. Am să vă prezint în minutele următoare câteva teorii interesante despre originea evoluției noastre și legătura între extratereștri, reptilieni și masonerie. Teorii analizate de David Icke în cunoscuta sa carte Secretul Suprem. Odată la fiecare generație, o persoană se ridică deasupra mulțimii pentru a dezvălui adevărul epocii noastre. Această persoană ne arată cine suntem cu adevărat și cum ieșim din criză. În acest moment, acea persoană este David Icke. Acesta ne spune că reptilienii sunt niște ființe de origine extraterestră, aflate foarte jos pe scara evoluției, care se află și pe planeta noastră de mii de ani. Ei sunt descriși ca fiind monstruoși, uneori având solzi în loc de piele, și un aspect de reptile, șerpi, balauri sau dragoni. Reptilienii încearcă să trăiască precum paraziții în simbioză cu ființele umane. Nu sunt capabili să aibă sentimente, de aceea ei se hrănesc cu cele umane, însă cu cele inferioare, precum frica, mânia, ura, suferința sau durerea. Există și alte ființe care provin din alte locuri ale Universului și care au luat contact cu planeta noastră, cum ar fi cele numite Mari Blonzi. Aceștia sunt foarte evoluați spiritual, puri, frumoși și a căror natură esențială este iubirea și înțelepciunea. Tradițiile spirituale vorbesc despre aceste două tipuri de ființe ca fiind demoni, respectiv îngeri. Masonii care au contact și sunt susținuți de reptilieni încearcă să creeze și să mențină pe această planetă o stare de mizerie, ignoranță și suferință pentru a crea mediul propice de dezvoltare al acestor ființe, care în schimb le oferă masonilor puterea efemeră în această lume. Majoritatea războaielor sunt provocate și întreținute de masoni pentru a crea un climat prielnic reptilienilor. Francmasonii consideră câmpurile de luptă ca fiind altare de sacrificiu pentru demonii lor. Câmpurile de război, pline de durere și sânge, sunt hrana preferată a acestor entități. Există două ipoteze privind masoneria. Masonii ascund calea de mijloc, care este calea principiilor, a reperelor universale. În această lume există mereu loc pentru evoluție, însă masonii au inventat căsătoria la primărie ca oamenii să renunțe la cea în fața lui Dumnezeu. Tot ei promovează vedete care se căsătoresc și se despart mai des decât alții își schimbă mașina sau care nu se căsătoresc deloc. Oamenii se vor simți în societate străini, ca și în familie. Din cauza competiției între religii, ele au dorit să arate ce au unic și nu legătura prin iubire cu toate celelalte credințe. Unic este și progresul, dar el este și deschiderea către celelalte religii surori. Așa că de prea multe ori, ele s-au întors doar spre trecut, spre istoria întotdeauna unică. Masonii îndreaptă lumea către dezvoltarea tehnologică pentru a o evita pe cea spirituală. Dar chiar și ființele din alte lumi care au venit pe pământ au fost șocate de luptele fratricide dintre oameni și au refuzat să-și dezvăluie tehnologiile, știind că ele ar fi folosite în mod destructiv și pentru a adânci prăpastia dintre țările bogate și cele sărace. Masonii încearcă să ascundă existența civilizațiilor extraterestre pentru că ar trebui să împrumute de la ele nu numai tehnologia, dar și înțelepciunea cu care își organizează societatea. Extratereștrii nu sunt importanți pentru evoluția spirituală, ci doar pentru cea tehnologică. Oricum, câtă vreme umanitatea va merge în continuare pe drumul masonic, care distruge principiile și bunul simț, extratereștrii vor fi doar povești pentru cei mai mulți. Drumul spiritual al umanității se bazează pe om, iar extratereștrii au devenit acum un mit chiar în slujba distrugerii principiilor pe care umanitatea s-a bazat atât de mult timp și pe care se va baza și în continuare.
A doua ipoteză este că masonii care constituie elita conducătorilor ar fi de fapt reptilieni. Elita conducătoare a omenirii, iluminati, vârful tuturor organizațiilor masonice, ar fi de fapt compusă din extratereștrii reptilieni care au capacitatea de morphing, adică pot lua aparență umană. Politicienii de vârf ar fi și ei exemplare de rasă. Acești extratereștri urmăresc să obțină un control total asupra vieților oamenilor. Ei sunt carnivori. De fapt, au nevoie de sânge uman pentru a capta energia vitală din el și pentru a-și menține aparența umană. De asemenea, sunt de-a dreptul obsedați de simboluri și de forța lor magică. Urmăresc să placeze în toate vortexurile energetice, obiecte, monumente, clădiri cu rolul de a modula energia planetară, de a o colora, de a o încărca cu informația care să le permită un control mental și spiritual chiar de masă. Spre exemplu, nu ar fi chiar deloc întâmplător că sediile puterii sunt aranjate cel puțin ciudat în puncte cheie ale unor figuri geometrice desenate de străzi. Steaua lui David și pentagrama fiind printre cele mai folosite simboluri, sau că în preajma unor clădiri cu cupole impresionante se află, ca din întâmplare, obeliscuri. Obeliscurile sunt simboluri falice și cupolele sunt simboluri feminine. Alăturarea lor e menită să intensifice energia și să creeze, dacă se poate, chiar vortexuri artificiale. Ce rol au asemenea vortexuri în marile orașe? Să fie folosite pentru a domina psihic pe locuitorii lor? Acești reptilieni demoni trăiesc de obicei într-o dimensiune paralelă lumii noastre fizice, dar există și unii care trăiesc chiar printre noi, pe această planetă, având formă umană. Pentru a-și putea menține forma fizică umană, ei au nevoie să consume sânge uman. Însă, în ultimii ani, datorită creșterii frecvenței de vibrație a planetei noastre, reptilienilor le este tot mai dificil să-și mențină forma fizică umană. Așa se face că au apărut celebrele schimbări de formă, shift shape, în care, în unele momente, unii oameni se transformă parțial sau total în creaturi hidoase. În anii care vor urma, vom asista tot mai mult la astfel de schimbări de formă. Reptilienii sunt conștienți de faptul că nu își vor mai putea păstra forma umană și de aceea, prin supușii lor francmasoni, încearcă să pregătească terenul, obișnuindu-i pe oameni cu acest lucru. A se vedea emisiunile Discovery despre extratereștri. Ei încearcă acum să facă public faptul că există de mii de ani pe planeta noastră și că s-au implicat în mersul istoriei, ceea ce este adevărat. Însă, vrând să ne păcălească că s-ar fi implicat într-un sens benefic, explicând aceasta prin diverse sofisme. Practic, ei vor să facă o substituire cu rasa marilor blonzi, care și ei au intervenit de multe ori, însă chiar pentru a ajuta omenirea în momentele cruciale. Marii blonzi pot interveni pentru a-i ajuta pe oameni, însă numai dacă oamenii vor cu adevărat și le cer aceasta. Ei nu intervin niciodată forțat, pentru a nu viola liberul arbitru al oamenilor care le-a fost dăruit de însuși Dumnezeu. Aceasta ar fi, pe scurt, teoria cu reptilienii. Dintre cei care o promovează, cel mai celebru este David Icke. El are însă și alte idei prezentate în cartea sa Secretul Suprem, idei pe care vi le prezint și eu în continuare. Iată. Sintetizând toate cercetările mele, spune David Icke, relatările pe care le-am citit și pe care le-am auzit de la oamenii care pretind că au întâlnit asemenea umanoizi reptilieni. Descrierea care li se potrivește cel mai bine este următoarea. Există multe tipuri de rase de reptilieni pur sânge sau încrucișate. Elita lor este cunoscută în literatura ozenistică sub numele de draconieni. Aceștia sunt niște ființe cu o înălțime medie de 2,2-3,8 metri,
cu aripi din piele susținute de niște oase lungi. Aripile pot fi înfășurate la spate. Ele stau la baza unor expresii precum șarpe înaripat sau înger căzut, dar și a dragonilor înaripați care apar sub formă de gargui. Pelerina purtată de contele Dracula reprezintă un simbol al acestor aripi. De altfel, în romanele sale, Bram Stoker îl numește pe contele Dracula un înger căzut. Draconienii înaripați mai sunt cunoscuți și sub numele de rasa dragonilor. O parte din zeii antichității erau prezentați ca niște oameni păsări. Aceasta ar putea fi una din originile simbolismului păsării Phoenix și al vulturului care apare în însemnele frăției, dar mai ales a semnificațiilor ezoterice ale acestora. În Biblie, Satan este prezentat ca o reptilă. O parte a ierarhiei reptiliene pare să fie de rasă albă, chiar albinoasă, și nu verde sau maronie, așa cum sunt prezentați de multe ori acești extratereștri. În această categorie intră de pildă descrierea ciudatului umanoid albinos cu față de șopârlă care a ieșit din clădirea de birouri din Aurora lângă Denver. Draconienii sunt rasa regală a reptilienilor, iar casta cea mai înaltă în rândul acestora sunt albinoșii, care par să aibă niște coarne conice situate la jumătatea distanței dintre sprâncene și creștetul capului. Zeii și regii din antichitate erau ilustrați de multe ori purtând coafuri încornorate, cu siguranță un simbol al acestor reptilieni de viță regală. Alte specii, cum sunt cei din clasa soldaților și a savanților, sunt cunoscuți sub numele de reptoizi. Aceștia nu au aripi, dar au în schimb sânge rece. Solzii lor sunt mult mai lați în partea din spate și au trei degete subțiri, plus un deget mare, orientat în direcție opusă. La picioare au tot trei degete, plus un al patrulea orientat lateral. Degetele sunt înzestrate cu ghiare scurte și tocite. Au ochii mari, ca de pisică, cu sclipiri roșiatice și o gură ca o fantă subțire. Unii au ochi negri sau albi, cu pupile orientate vertical. Reptilienii au o înălțime cuprinsă între 2 și 4 metri, fiind aproape sigur uriașii descriși în atâtea legende și texte antice. Unii au cozi, alții nu. O altă planetă asupra căreia și-au exercitat influența a fost Marte, așa că nu este exclus ca o parte din marțienii albi care au ajuns pe planeta noastră să fi fost deja specii încrucișate. Zechariah Sitchin emite el însuși ipoteza că Anunnaki, de exemplu, ar fi mers mai întâi pe Marte înainte de a veni pe Pământ. Acest scenariu ar completa puzzle-ul și ar explica aparenta conexiune genetică dintre Anunnaki și marțienii albi de care vorbește Brian Desborough. O mare preoteasă de rang înalt a frăției care a reușit să se smulgă din ghearele acesteia, cel puțin la data când am vorbit cu ea, spune David Icke, susține că reptilienii Anunnaki au invadat cu mult timp în urmă planeta Marte, iar marțienii albi au fost nevoiți să își părăsească planeta mamă, venind pe Pământ. Anunnaki i-au urmat însă, deși David Icke spune în continuare că nu se îndoiește că aceștia continuă să folosească bazele de pe Marte, inclusiv la ora actuală. Ori de câte ori apare pericolul ca o imagine de pe Marte prelevată de NASA să ajungă la cunoștința opiniei publice, aceasta dispare ca prin farmec. Un lucru este cert, oricare ar fi originea rasei albe, aceasta a fost principalul vehicul al programului de încrucișare genetică al reptilienilor Anunnaki, care stă la baza planului lor de ocupare a Pământului. Cercetătorii mai cred că reptilienii controlează o altă rasă de extraterestri, așa numiții cenușii, cele mai cunoscute figuri de extraterestri din epoca noastră, cu ochii lor mari și negri. Marea majoritate a relatărilor care descriu răpiri făcute de extraterestri se referă la acești cenușii.
În lucrările sale, Jason Bishop al III-lea descrie astfel ierarhia controlului: draconienii, reptilienii înaripați, draconienii neînaripați, cenușii, iar la baza piramidei, oamenii. Se pare că există de asemenea o alianță reptiliană cu alte grupuri de extraterestri. Literatura de specialitate sugerează că sacrificiile umane aduse zeilor în antichitate și în special sacrificarea copiilor se făceau în beneficiul reptilienilor, care le impuneau. Una dintre trăsăturile care caracterizează creierul reptilian este ritualismul. David Icke are convingerea că această ipoteză este adevărată, dovedindu-se extrem de relevantă în a doua parte a cărții sale, Secretul Suprem. În momentul morții care survine în urma sacrificiului ritual, la baza creierului se acumulează o formă de adrenalină extrem de puternică la copii. Se spune că aceasta este substanța pe care o doresc reptilienii și rudele lor încrucișate. Este cert, de asemenea, mai spune David Icke, că ei se hrănesc cu sânge și cu carne de om. Aceste sacrificii, închinate în antichitate zeilor, adică reptilienilor, continuă până în zilele noastre. Una dintre principalele concluzii ale tuturor cercetărilor făcute pe tema reptilienilor de către David Icke este că aceștia sunt complet lipsiți de emoții și de sentimente, hrănindu-se în regiunea de jos a celei de-a patra dimensiuni cu emoțiile inferioare ale oamenilor, precum frica, vinovăția și agresiunea. Ori de câte ori emitem asemenea vibrații, noi nu le putem vedea în lumea în care trăim, căci ele rezonează cu regiunea inferioară a celei de-a patra dimensiuni, unde sunt absorbite de reptilieni. Cu cât reușesc să stimuleze mai mult aceste vibrații inferioare, cu atât mai mare este energia cu care se hrănesc aceștia. Așa se explică numeroasele războaie umane, genocidurile, sacrificarea în masă a animalelor, perversiunile sexuale care dau naștere unor energii negative extrem de puternice și ritualurile de magie neagră, care includ sacrificii și care se desfășoară la o scară care îi va ului pe cei care nu au studiat acest subiect. Programul de încrucișare genetică al reptilienilor a început prin crearea unui hibrid Anunnaki uman, acum 200.000-300.000 de ani. David Icke are convingerea că au existat și alte rase extraterestre care au făcut experimente de încrucișare genetică cu oamenii, dând naștere marilor profeți și altor ființe excepționale. Dar se concentrează în continuare exclusiv asupra experimentelor grupului reptilian, singurul interesat să controleze și să manipuleze destinul oamenilor. Evident, continuă David Icke, cu cât ne îndreptăm mai mult în timp, cu atât mai greu devine procesul de stabilire a faptelor reale. Dar există suficiente dovezi care confirmă ceea ce s-a întâmplat în acele vremuri. Cu cât analizăm mai mult această poveste, cu atât mai limpede devine faptul că reptilienii au repetat pe Pământ ceea ce au făcut inițial pe Marte. Ei s-au infiltrat în rândurile populației planetei prin încrucișări genetice, după care au preluat puterea. David Icke are convingerea că atunci când au venit pe Pământ, marțienii albi aveau deja linii genealogice mixte, reptiliene-ariene. Una dintre principalele locații în care s-au stabilit Anunnaki și marțienii sau arienii, în special în timpul și imediat după cataclismul generat de Venus în jurul anului 4800 înainte de Hristos, au fost munții din Turcia, Iran și Kurdistan. Acestea au fost locurile din care au invadat ei pământul după retragerea apelor. Ei sunt cei care au creat civilizațiile avansate care au apărut instantaneu în câmpiile Sumerului, Egiptului, Babilonului și în Valea Indului. Unul din centrele cele mai importante ale reptilienilor Anunnaki pare să fi fost situat în munții Caucaz,
o locație care va apărea în mod repetat în povestea noastră. David Icke spune în continuare că are bănuiala că în această regiune s-a desfășurat un program masiv de încrucișare genetică, probabil subteran, în urma căruia a rezultat un număr mare de copii cu sânge mixt. Una dintre caracteristicile particulare ale acestei regiuni este numărul foarte mare de oameni cu RH negativ. De multe ori, copiii care au RH negativ se învinețesc, adică se albăstresc imediat după naștere. De aici provine originea expresiei cu sânge albastru, atribuită regalității și aristocrației. Există o speculație care spune că sângele albastru, adică cel cu RH negativ, atestă sorgintea marțiană, spre deosebire de sângele cu RH pozitiv, care atestă o origine terestră. Majoritatea oamenilor care au RH negativ sunt cei de rasă albă. După toate aparențele, genele draconienilor albinoși de viță regală au fost folosite pentru a crea liniile genealogice hibride ale monarhilor care au guvernat lumea din acele timpuri străvechi și până astăzi. Aceștia erau semizeii de care vorbeau legendele antice, iar rolul lor era de a guverna lumea și de a împlini agenda stăpânilor lor reptilieni. Un lucru este cert, deși Anunnakii s-au încrucișat cu multe rase terestre, rasa albă a rămas principalul vehicul pentru preluarea controlului asupra planetei, iar draconienii din vârful ierarhiei sunt albinoși. Nu este de mirare că multe dintre creațiile lor hibride au avut părul blond și ochii albaștri. O schimbare majoră pare să se fi produs la scurt timp după cataclismele provocate de Venus, căci în timp ce cultura Ubaid, 6000-5000 înainte de Hristos, care a trăit pe teritoriul Irakului de astăzi, adora zeii care aveau forme de șopârle, sumerienii, 5000-4000 înainte de Hristos, care au trăit în aceeași regiune, aveau deja zei cu forme umane. Cu siguranță există o legătură între această schimbare și programul de încrucișare genetică din Munții Caucaz. Elita hibrizilor Anunnaki oameni a fost descrisă de sumerieni și există numeroase alte relatări despre încrucișările extratereștrilor cu oameni, respectiv ale zeilor sau oamenilor veniți din cer cu oameni. Chiar în Biblie există în Geneză un pasaj faimos care spune: când numărul oamenilor de pe pământ a început să crească și lor li s-au născut fiice, fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase și s-au căsătorit cu cele pe care le doreau. Nefilimii au trăit pe pământ în acele zile, dar și după aceea, când fiii lui Dumnezeu s-au dus la fiicele oamenilor și i-au avut copii cu ele. Aceștia au fost eroii din vechime, a căror faimă s-a păstrat până astăzi. În viziunea lui Zechariah Sitchin, cuvântul Nefilim s-ar traduce prin cei care au coborât, în timp ce alții îl traduc prin cei căzuți. La fel, cuvântul faimă din acest pasaj al Genezei a fost tradus din cuvântul sumerian Shem. Traducătorii Bibliei l-au asociat cu ideea de nume sau renume, dar Zechariah Sitchin afirmă că adevărata semnificație a cuvântului Shem este aceea de vehicul din cer. El susține că provine de la rădăcina Shu-Mu, care înseamnă cel care este un Mu, iar Mu înseamnă navă spațială. În acest caz, eroii faimoși devin oamenii care au coborât din vehiculele lor spațiale. Ei sunt cei care s-au încrucișat cu femeile pământene. David Icke spune în continuare în cartea sa Secretul Suprem că acest pasaj din Geneza biblică descrie încrucișarea dintre extratereștri sau intratereștri și oameni, în urma căreia au rezultat hibrizii reptilo-umani. Expresia fiii lui Dumnezeu provine din ebraicul Beneha Elohim, a cărei traducere exactă este fiii zeilor. Primele progenituri ale acestor experiențe genetice au fost uriașii despre care vorbesc legendele,
și există numeroase relatări în toată lumea despre apariția acestor hibrizi. Practic, nu există rasă sau continent pe care să nu găsim o legendă despre uriași. Biblicul Goliat ar putea fi el însuși un simbol al acestor oameni. Indienii americani au numeroase legende despre poporul din stele venit din ceruri pentru a se încrucișa cu femeile umane. Iar Alex Christopher susține că un numitor comun al tuturor răpirilor efectuate de reptilieni în Statele Unite este că oamenii răpiți au legătură de sânge cu indienii americani. David Icke ne reamintește în continuare că indienii Hopi afirmă că au venit la suprafața pământului de undeva din adâncuri. Detaliile acestor teme rămân să fie elucidate, pentru că mai sunt încă numeroase informații ascunse. Eu însumi, continuă David Icke, am o serie de întrebări la care caut răspunsuri. Un lucru este însă cert. Există câteva teme recurente, cea a raselor extraterestre care au vizitat de milioane de ani pământul, din motive diferite, și cea a încrucișărilor cu oamenii, care au dat naștere diferitelor rase actuale. În trecutul îndepărtat au existat civilizații extrem de avansate din punct de vedere tehnologic, bazate pe această cunoaștere extraterestră, perioadă pe care strămoșii noștri o numeau Epoca de Aur. Există nenumărate legende în întreaga lume care vorbesc despre o epocă de aur a umanității, distrusă de un cataclism și urmată de căderea omului. Chiar poetul grec Hesiod a descris lumea de dinainte de cădere. Iată cum descrie acesta. Oamenii trăiau la fel ca și zeii, trăind în armonie cu ființele divine, să fie oare vorba despre extratereștri, ei își duceau zilele în liniște și pace, într-o societate fără inegalități, uniți prin iubire și respect reciproc. Pământul era mai frumos atunci decât astăzi, producând în mod spontan o mare varietate de fructe. Oamenii și animalele vorbeau aceeași limbă și conversau unii cu ceilalți în mod telepatic. Nu sufereau de bolile bătrâneții, iar trecerea în lumile vieții superioare se făcea lin și fără durere, ca și cum ar fi adormit. Acum 450.000 de ani spuneam că au sosit pe pământ Anunnaki, o rasă reptiliană condusă de draconienii înaripați și albinoși. Aceștia au încercat să preia controlul asupra planetei. Este aproape sigur că la vremea respectivă, ei ocupaseră și controlau deja planeta Marte. Mult timp, Anunnaki și-au arătat adevărata față, cea de reptilieni. Până când, dintr-un motiv sau altul, posibil din cauza ostilităților altor rase extraterestre sau chiar a oamenilor, s-au decis să treacă sub acoperire. Altfel spus, și-au propus să cucerească planeta chiar sub înfățișarea de oameni. Acest plan a inclus un program de încrucișare, care a dat naștere unor linii genealogice hibride, prin intermediul cărora puteau opera din regiunea inferioară a celei de-a patra dimensiuni. Reptilienii din cea de-a patra dimensiune își poartă înfățișarea umană la fel ca pe o haină genetică. Atunci când corpul fizic moare, el se mută în altul, continuând să implementeze agenda în timpul unei alte generații. Este ca și cum ar purta și ar schimba între ele mai multe costume spațiale. Oamenii cu proprietăți extrasenzoriale văd aceste creaturi sub forma unor reptilieni ascunși în trupuri de oameni. Pentru a putea face acest lucru, au nevoie de trupuri cu trăsături genetice puternic reptiliene, motiv pentru care anumite familii ajung întotdeauna la putere. Ceilalți reptilieni umani, cu sângele mai puțin pur, sunt posedați de o conștiință reptiliană din cea de-a patra dimensiune și sunt văzuți de persoanele cu proprietăți extrasenzoriale ca niște ființe umane peste care se suprapune imaginea unui reptilian. Această posedare este cu atât mai ușoară cu cât structura genetică a omului posedat conține mai multe gene de reptilieni. Așa se explică de ce frăția este atât de preocupată de fișele genetice ale membrilor săi,
pe care le păstrează până în cele mai mici detalii. În acest fel, ei știu care oameni pot fi posedați mult mai ușor decât alții. Pe de altă parte, reptilienii încearcă să influențeze întreaga umanitate prin stimularea activității specifice creierului reptilian, partea cea mai primitivă a creierului, respectiv gândirea ierarhică, agresivitatea, conflictul, diviziunea, lipsa compasiunii și nevoia de ritualuri. Atunci când spun ritualuri, continuă David Icke, nu mă refer numai la ceremoniile satanice sau de altă natură. Există tot felul de manifestări ale acestei nevoi, inclusiv repetarea aceluiași tip de comportament zi după zi, săptămână după săptămână. Reptilienii s-au folosit de rasa albă ca principal instrument pentru cucerirea puterii globale. Dar s-au încrucișat și cu celelalte rase, inclusiv cu chinezii, japonezii, arabii și evreii. În acest fel, ei pot controla oameni și organizații aparent fără nicio legătură unele cu altele. Multe din pozițiile de vârf ale puterii mondiale sunt ocupate la ora actuală de reptilieni cu drepturi depline, adică extratereștri, care și-au asumat o față umană, în timp ce majoritatea oamenilor nu au nici cea mai mică idee. Atunci când privim la televizor, vedem de multe ori oameni diferiți, care ocupă poziții diferite, dar care ajung la aceleași concluzii și sunt de acord cu aceleași politici. Evident, aceste dezbateri par cât se poate de deschise și de democratice. Dar dacă forța care îi controlează pe toți este aceeași, ar însemna că ne aflăm în plină dictatură. Cum am putea face această deosebire dacă nu cunoaștem adevărul? Aceasta este lumea în care trăim, condusă de reptilieni în formă umană și de familii de hibrizi create și infiltrate de ei. Cartea lui Enoch susține că cei născuți din sângele de nefilim, adică hibrizii reptilo-umani, sunt predestinați din cauza spiritului lor ancestral, distrugerii, oprimării, atacurilor, războaielor și ruinării eforturilor oamenilor de pe pământ. Altfel spus, corpurile lor pot fi posedate de spiritul lor ancestral, respectiv de reptilienii din regiunea inferioară a celei de-a patra dimensiuni. În Statele Unite, continuă David Icke, există o organizație numită Fiii lui Jared, după numele tatălui lui Enoch. Membrii ei solicită declanșarea unui război implacabil împotriva descendenților privitorilor, care au dominat dintotdeauna umanitatea din pozițiile lor de faraoni, regi și dictatori. În revista lor, avocatul Jaredit, ei îi condamnă pe privitori pe care îi numesc supergangsteri, o mafie celestă care guvernează lumea. Mulți oameni m-au întrebat, spune David Icke, cum este posibil ca membrii elitei frăției să verse atât de mult sânge, să provoace atâtea distrugeri și suferință, fără să arate nicio emoție. Se pare că cel puțin o parte din genetica reptiliană nu le permite acestora să simtă emoțiile la fel ca oamenii de rând. În schimb, îi predispune către cruzime. Această imagine corespunde perfect unor personaje precum George Bush, Henry Kissinger sau David Rockefeller, lucru care nu este de mirare, căci aceștia nu sunt decât exemple de reptilieni aflați la lucru în sfera umană. Lucrurile pe care le-am dezvăluit în acest capitol, continuă David Icke, îi vor uimi probabil până și pe simpatizanții care mi-au citit cărțile anterioare. Îi înțeleg, dar o experiență vastă și uneori extremă m-a învățat să urmez cursul vieții și să mă las dus de el oriunde m-ar duce. Atunci când simt ritmul vieții, eu încep să dansez. Atunci când îmi vorbește, îl ascult. Mă îndrept acolo unde mă duce muzica vieții, oricât de incredibilă ar părea destinația și indiferent de consecințele pe care le-ar putea avea asupra vieții mele personale. Celor care nu au încercat încă acest lucru, nu le pot spune decât că ar rămâne uimiți în ce aventură se transformă subit viața, la ce cunoaștere îți oferă acces atunci când te lași dus de val
și renunți să te mai războiești cu ea, de teamă să nu pari diferit de marea majoritate. Cei mai mulți oameni nu îndrăznesc să o apuce pe această cale din cauza minții lor, care se opune ieșirii în afara convențiilor general acceptate, de teama de a nu fi respinsă. Altfel spus, aceste persoane se tem de ce ar putea spune sau crede despre ele ceilalți oameni. Cum am putea avea însă acces la inimaginabil dacă nu învățăm să gândim în termeni inimaginabili? Putem spune oare că știm totul, că nu mai există nimic de descoperit? Cu siguranță mai există destule lucruri care ne sunt necunoscute. Noi nu cunoaștem decât o mică părticică din imaginea de ansamblu. Încercați și dumneavoastră acest lucru înainte de a uita complet că există și această posibilitate. Gândiți dincolo de limitele realității impuse de alții. Refuzul de a face acest lucru este închisoarea supremă, stagnarea mentală și emoțională supremă, care permite controlul suprem. Pe scurt, este chiar maniera în care am fost controlați de când a început acest joc. Dragi prieteni, acestea sunt câteva din teoriile despre originea noastră prezentate de David Icke în cartea sa Secretul Suprem, pe care vă recomand cu drag. Dacă vă hotărâți să o citiți, aveți și alte informații interesante de descoperit. Și, cu siguranță, dacă ajung la ele înaintea voastră, vi le voi împărtăși. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă doresc numai bine până data viitoare. Pe curând!